Dragi prieteni, nu în zadar, examinarea profesională a lucrătorilor pentru angajarea temporară în domeniul construcțiilor în Israel. Am venit aici cu un cunoscut, ca să fiu sincer, pentru că vrea să plece la muncă în Israel. Școala numărul 3, școala profesională numărul 3 de aici, de la Bulevardul Decibal, Chișinău. Și stau pe gânduri și meditez singur afară până ies cunoscutul ăsta meu, prietenul meu. Și mă gândesc la cât e de putre tot sistemul ăsta nostru, începând la sistemul de învățământ și terminând cu angajarea în câmp profesional a muncii. Cât am fost aici, o jumătate de oră, de la ora 13, au intrat, cred, câteva sute de băieți tineri, vârsta cuprinsă între 25-35 de ani, băieți viguroși, băieți draveni, ca să se angajeze în câmpul muncii în Israel. Și tot vin, și tot vin, și tot vin. Au intrat probabil 4-5 persoane vorbitoare de evrită, le-am văzut numai ce au intrat. Am o întrebare pentru meditare colectivă, dacă vreți, o meditație ca să gândim toți împreună ca și societate. Statul, Republica Moldova, finanțează, iată și școala numărul 3, o școală profesională care pregătesc tencuitori, pregătesc în domeniul construcțiilor oameni. Iar toți ei pleacă după asta la muncă psihotare. Investiții în o generație, două, trei generații, 10 generații de oameni care au plecat psihotare. În mod normal, școlile astea ar trebui să fie finanțate de Israel, de Germania, de alte țări care au nevoie de lucrători. Pentru că statul nostru, chiar dacă investește în școlile profesionale, ei lucrători nu au nevoie. Noi nu avem nevoie de lucrători. Iar cei puțini care decid să rămână acasă trebuie să lucreze cu niște salarii comparative. E extrem de mici față de Israel, Germania. Dar dacă te uiți la domeniul construcțiilor, la apartamente, noi, apartamentele pe care le cumpărăm sau pe care urmează să iasă pe piață după ce sunt construite, nu sunt mai ieftine decât în Spania, decât în Italia, decât în Germania. La noi un apartament cu două odăi trebuie să-l cumpere în jur de 100.000. 100.000 de euro, exact ca în Germania, în Franța, în Spania sau în alte țări europene. Întrebare, dacă munca în Germania sau în Franța sau în Spania, acolo unde se duc băieții noștri să lucreze, este plătit cu câteva mii de euro pe lună, la noi se plătește cu cât? Și de ce statul nostru, paralizat, crește, creează, educă generații întregi pentru alte state, pentru Israel, pentru Germania, pentru alte comunități. Unii băieții noștri se duc și aduc plus valoare, muncesc acolo. De ce noi în spațiu public nu discutăm în continuare despre crearea locurilor de muncă? De ce iese vagabonzii de șor și alții și strâng în gura mare despre plătirea facturilor? Nu vorbesc de deschiderea fabricilor, nu discută despre de ce nu se deschid uzine la noi, de ce la noi în construcție nu se plătesc 1000 de euro, 2000 de euro sau cât e salariul. De ce la noi lucrurile astea se întâmplă doar la nivel de demagogie, limbă moldovenească, limbă română, cu Rusia sau cu Europa? De ce la noi nu se discută și de ce din care cauză noi ani de zile, în 30 de ani, am distrus economia an de an, și de ce nu se ajunge niciodată la concluzie cu armata de ocupație pe care o avem și influența străină pe care o avem, ne ține ostatici, iar noi creștem generații întregi. Și tragedia asta n-o să înțeleagă niciodată, nici deputații actuali, nici cei care au fost, nici Dodon, nici alții. Aici vin, practic, majoritatea care am văzut au familii și sunt băieți tineri de 35 de ani și contractul în Israel e pe 5 ani. Păi vă închipuiți, îți lești copilul de 2 de ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani și te duci pe 5 ani ca să faci bani și aici rămâne familia cu copiii. Oamenii nu-și cresc copii. Iar asta e tragedia pe care trebuie să o discutăm. Copiii noștri cresc fără tată sau fără mamă care e plecată în altă parte. Și fenomenul ăsta nu se termină azi, nu se termină anul ăsta. Și nici nu se discută când se va încheia fenomenul ăsta negativ, de distrugere a societății noastre. Sună patetic din partea mea să spun lucrul ăsta, dar această tragedie pe care o avem de ultimii 20 de ani și care nu se termină și nu se vede când se va termina, te pune în gardă. Iată, aici iese deja oamenii, femeile iese, cei care probabil au trecut concursul și pe următorii 5 ani de zile vor fi forțe de muncă în Israel. Astea sunt întrebările retorice la care trebuie să răspundă societatea noastră, nu guvernarea. Guvernarea cum a fost paralelă cu nevoile și cu sărăcia noastră, așa și în continuare este. Cum au strigat în stradă, jos, am strigat jos Plahotniuc, jos Dodon, jos Voronin, așa o strigăm următoarea jos Maia Sandu, că de fapt spre asta ne împing tot politicienii care pe urmă vin în locul lor, ca pe urmă să strigăm iarăși jos mai asamnă. Fabrici, uzine, locuri de muncă și sectorul real a economiei trebuie susținut, dragă guvernare, domnule prim-ministru. Asta e rugămintea mea, cu regret. Prahadite, следующий в очередь, prahadite. Ia ca așa-i, следующий și prahadite. Și da svidania Moldova pe 5-7 ani.
Sper să ne facem concluzii și lecțiile cu toată societatea, cât nu-i târziu încă.